Reforma nu este un proces care s-a întâmplat peste noapte. Sunt două lucruri care condiționează o reformă. Aspectul numărul 1. Căderea liberă a bisericii. Cădere liberă. S-a întâmplat ca biserica fără scriptură să cadă din ce în ce mai mult. Și despre asta vom continua să vorbim în seara asta. Și cu cât biserica cobora mai mult, cu atât oamenii au simțit nevoia că trebuie să se întâmple ceva la nivel de biserică, pentru că biserica nu poate continua să cadă. Trebuie undeva să se oprească și să o ia de la capăt. Asta a fost sentimentul puternic care generează reforma. Nevoia ca biserica să se oprească din căderea ei. Uneori și biserica noastră pățește la fel. Uneori avem nevoie să înțelegem și să ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, oprește biserica din căderea ei. Și n-a fost numai un om care a simțit asta. Vom vorbi astăzi de câțiva, dar voi aminti de luceafărul reformațiunii care a fost în Anglia, Wycliffe. A fost un reformator atât de complet încât în momentul în care eu citesc operele lui, descoper că aproape nimic nu s-a mai putut descoperi în plus față de ce a descoperit el. Urmașii lui Lollardy a umplut Anglia pentru o vreme, apoi s-au stins. Dacă focul în miriște îl stinge aici, pornește în altă parte. A început să ardă în Ceoslovacia. Ioan Hus a prins scrierile lui Wycliffe, le-a citit. Și a început să prezinte aceleași adevăruri în Praga, la universitatea de acolo. Vreau să vă spun că toți acești oameni erau oameni cu carte, oameni de educație deosebită. Unii erau profesori în Anglia și miniștri de stat. Ioan Hus era profesor în Praga, profesor renumit, ars pe rug în 1415. Cu toate astea, biserica a simțit nevoia să se reformeze. Dumneavoastră știți că biserica la vremea aceea spunea că este infailibilă. Știți lucrul ăsta. Uneori biserica spune treaba asta și azi. Spune: biserica nu greșește. În realitate, noi n-ar mai trebui să repetăm greșeala din Evul Mediu. Noi ar trebui să fim foarte serioși în ceea ce pretindem și noi ar trebui să spunem altfel: cine nu greșește? E adevărat, dar Dumnezeu e departe. Cine nu greșește? Cine nu greșește? Ar trebui să fie foarte clar și să spunem că cuvântul nu greșește. Ar trebui să spunem clar că noi greșim. Noi ca indivizi, noi ca biserică, noi greșim. Câtă vreme însă noi ne punem sub lumina Scripturii, noi suntem în situația să fim cât mai aproape de a nu greși. Cuvântul lui Dumnezeu spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Aduceți lumina în viața dumneavoastră și greșeala, eroarea, dispare. Vă spuneam ieri că la un moment dat, în jurul anilor 1410-1415, deși biserica susținea că este infailibilă și mai ales că conducătorul bisericii este infailibil, la vremea respectivă, timp de câțiva ani de zile, au existat în biserica de Apus, pe aici, pe la noi, în zonă, da? Austria, Germania, Italia, cu sediul la Roma, au existat 3 conducători ai bisericii. 3, nu 1, nu 2, 3. Și fiecare dintre cei 3 arătau cu degetul spre celălalt și spunea: celălalt e greșit, celălalt e greșit, celălalt e greșit. Cine avea dreptate? Cine avea dreptate? Nu, toți. Toți aveau dreptate când arătau spre celălalt. Celălalt e greșit, celălalt e greșit, celălalt e... Toți aveau dreptate. Mai este o problemă. Câtă vreme se vorbește despre faptul că, auziți dumneavoastră, autoritatea bisericii vine de la apostoli și se transmite prin punerea mâinilor și prin succesiune apostolică de la generație la generație. Petru a binecuvântat pe cineva, acela pe altcineva, acela pe altcineva și așa s-a dus pe o linie directă până la
patriarhul bisericii de la Roma din ziua de astăzi. Deci Papa Francisc astăzi este urmașul apostolic al cui? Al cui? Al Petru. Al lui Petru. Vă rog să observați, el stă pe un scaun. Este scaunul pontifical, este scaunul lui Petru. Ceea ce înseamnă că el stă în locul lui Petru, cel puțin așa se susține. Întrebarea mea este, când erau trei, care era urmașul lui Petru? Când s-au demis toți trei și s-a ales altul în locul lor, cum s-a stabilit mai departe succesiunea? Când s-a hotărât că toți trei au fost greșiți. Secolul care urmează după 1415, tot secolul acela se numește secolul conciliilor. În momentul acela, timp de aproape 100 de ani, biserica a zis, noi nu ne mai putem încrede în autoritatea papală. Ci ne vom încrede în autoritatea conciliilor. Și au început să apară conciliul. Conciliul de la Pisa a fost în 1410, conciliul de la Constanța în 1415, va fi conciliul de la Florența și mai multe. Fiecare conciliu încerca să rezolve, să reformeze biserica. Avea foarte multe probleme. Se încercau reforme administrative. Dar știți ce se întâmplă? E o problemă. Pentru că dacă se continua mai departe așa, biserica se transforma din biserică occidentală, așa cum este azi, s-ar fi transformat în biserică ortodoxă. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar aș vrea să prindeți ideea asta. Diferența dintre biserica de apus și biserica de răsărit este că biserica de răsărit este o biserică condusă de concilii. Este o biserică sinodală, îi spunem noi. Biserica de la apus este o biserică condusă de un episcop care este deasupra tuturor. Sistemul de guvernare este monarhic. Are în cap un monarh, un conducător care conduce tot. Vă rog să observați, timp de aproape 100 de ani, biserica din apus a fost condusă ca și biserica din răsărit, prin concilii. Problema a fost că de fiecare dată și conciliile și ceilalți au încercat să reformeze biserica organizațional sau altfel spus administrativ. Ce înseamnă asta? În locul unui comitet de conducere care este, au ales alt comitet. Dacă au băgat de seamă că trezorierul fură, au schimbat trezorierul. Dacă au observat că pastorul, prezbiterul sau preotul nu vorbește bine, au schimbat preotul. Și au tot schimbat așa, au tot schimbat așa. Au făcut reforme în stânga, în dreapta și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Dar rețineți, în 1517, chiar mai devreme de atât, există un călugăr care în momentul în care își ia doctoratul în Biblie, are pretenția că trebuie să cunoască Scriptura. Și deschide Scriptura pe care o găsise în mănăstirea sa ca unicat. Ca unicat. Și o citește în limba latină și o studiază și când vede, se îndrăgostește de această carte. Și pentru prima dată în istorie, în istoria bisericii, începe o reformă bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu schimbând trezorierii, ci pentru prima dată schimbând scripturile. Și a înlocuit scriptura oamenilor, liturgia, tradiția, sfinții părinți, toată scriptura aceasta oamenilor a înlocuit-o cu o singură carte. Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici a început totul. De aici a început totul. Pentru ca să înțelegem forța cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca să ne îndrăgostim iarăși de scriptură, pentru ca toți cei ce suntem aici să ne întoarcem la scriptură, va trebui să înțelegem un lucru și anume să descoperim ce l-a făcut pe acest călugăr augustinian, Martin Luther, să se întoarcă la Scriptură și să nu mai părăsească Scriptura toată viața lui.
Ce l-a făcut pe Luther să ajungă la următoarea concluzie? Zice, în timp ce eu stăteam la masă cu prietenii mei mâncând și bând, cuvântul lui Dumnezeu lucra în toată Germania. Vă rog să observați aspectul acesta de forță al cuvântului lui Dumnezeu. Deci eu stau aici, mănânc și cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar avea identitate proprie, ca și cum ar avea forță proprie. Zice, cuvântul lui Dumnezeu lucra în toată Germania, spune el, aproape fără mine. Vă dați seama ce înseamnă să descătușăm cuvântul lui Dumnezeu și să-i dăm drumul pe străzile unei țări, a unei națiuni, a unui oraș? Să știți că dacă cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează în Viena, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează în Austria, în Germania și așa mai departe, este că cuvântul lui Dumnezeu n-a fost slobozit de noi. Luther asta a făcut, a luat cuvântul lui Dumnezeu și a dat drumul. Primul lucru pe care aș dori să vi-l spun dumneavoastră este asta. Sloboziți cuvântul lui Dumnezeu, dați-i drumul, scoateți-l afară. Florin Lăiu are o poezie care mi-a plăcut foarte mult, am în minte câteva versuri, dacă greșesc cumva să mă corectați. Dar spune așa. Să fie și azi, sau să meargă și azi, pe trotoare și benzi, picioare și roți și lumini de valdenzi. Cam despre asta este vorba. Reforma lui Henric al VIII-lea a avut nevoie la un moment dat de bani. Trezoreria era goală și în momentul respectiv a trimis înainte, a prospectat puțin să vadă comorile sau bogăția bisericilor, a observat că mare parte a aurului regal era colectat și era prezent în mănăstiri și în momentul acela s-a dat ordin ca să fie confiscat aurul care era prezent în statui și în diferite obiecte sfinte. Și oamenii au zis, dar cum vă puteți atinge de lucrurile sfinte, că ne bate Dumnezeu? Și s-a dat răspunsul acesta. Celebrul, știți? Trebuie să-l știți. Vi-l aduc eu aminte. Lăsați sfinții să circule. Lăsați sfinții să circule, să umble. Dumnezeu n-are nevoie de sfinți aici în biserică. Iertați-mă, noi ne-am strâns aici, dar Dumnezeu n-are nevoie de noi aici. Dumnezeu ne-a strâns aici ca să ne poată da drum. Aveți grijă când veți pleca în seara asta. Pentru că Dumnezeu vă dă drumul. Bun, frații mei, în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să facă o seară frumoasă pentru sufletul nostru. Haideți să începem. Mulțumesc. Voi începe cu câteva citate din partea lui Luther. Vă rog să le citiți împreună cu mine. Le voi citi aici, pentru că sunt puțin mai mari, sper să le vedeți dumneavoastră. Tu poți să abandonezi citirea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să-l dai diavolului, dacă n-ai de gând să trăiești în armonie cu el. Ăsta e Luther. Vreau să vă spun că Luther nu vorbește mult. Luther vorbește puțin și destul. Dacă am înțelege cuvântul ăsta, n-ar mai fi nevoie de ceea ce urmează. Dar mi-e teamă că nu-l înțelegem. Dar hai să-l mai repetăm o dată. Repetați-l cu mine. Tu poți să abandonezi citirea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să-l dai diavolului dur de tot. Dacă nu vrei să trăiești în armonie cu el. Asta e tot. Înainte să pui mâna pe Scriptură, vreau să te întreb, ești hotărât să faci ce spune Scriptura? Înainte să o deschizi, nu ți-e frică că te vei întâlni cu ceva cu care nu ești de acord și care nu-ți convine? Nu ți-e frică de asta? Hai să vă mai spun ceva, deși materialul e mult. Copil fiind, am simțit foarte mult atacul media care se întâmpla în familiile noastre.
Și am tot discutat între noi despre rolul televizorului. Și am discutat noi între tineri cum că nu e bine să te uiți la filme, nu este bine să... și așa mai departe. Tatăl meu, acum dumneavoastră mă înțelegeți, este cu o vreme în urmă, tatăl meu nu a cumpărat televizor. A zis, eu, Vali, te scutez de problema asta și nu mi-a luat televizor. Unchiul meu însă avea televizor și îmi plăcea Telecinemateca. Vă aduceți aminte? Telecinemateca. Și îi știu și muzica, cum începea și așa mai departe. Și sâmbătă seara, duminica, mai scăpam încolo. Ei, când scăpam încolo, era... Mulțumesc. Dânsul a zis cerul pe pământ. Mulțumesc. Când se întâmpla treaba asta, mama trecea pe lângă mine și îmi spunea, Vali, inima da, conștiința ba, inima da, conștiința ba. Și avea dreptate, cam așa era. Cu mintea știam că nu e bine, dar când venea seara, fugeam repede acolo, era oază, era insulă. Și mi-aduc aminte că a venit o săptămână de rugăciune a bisericii. Și în săptămâna de rugăciune, prezbiterul, care se întâmpla să fie unchiul meu, unde mă duceam eu să văd filmele, a spus, ce-ar fi ca săptămâna asta să nu ne mai uităm la televizor? Dragii mei, vreau să vă spun, s-a întâmplat ceva fiziologic în mine, în momentul ăla. Mi-am dat seama că eu chiar trebuie să fac ceea ce spun. Până atunci n-am realizat. Și în momentul ăla am simțit cum mi se ridică așa părul pe mâini. Și mi-am pus, parcă m-a durut, cum să nu mă mai duc eu? M-am analizat mai târziu. Și mi-am dat seama că a pune în practică ceea ce știm despre Dumnezeu are un preț. Și dacă nu ești dispus să plătești prețul, mai bine citesc încă o dată. Poți să abandonezi citirea, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să-l ai diavolului. Aici e lupta, să știți. Și acum, ca să înțelegem despre ce este vorba, pentru că mi-e teamă că nu înțelegem, să mergem puțin mai departe. Sindromul Cain. Vă aduceți aminte ce a făcut Cain? Dumnezeu i-a spus lui Cain așa, mergeți și aduceți jertfă de ardere de tot. Bun. Pentru păcat. Abel s-a dus și a făcut întocmai, a făcut altarul, a luat mielul care trebuia să fie jertfa pentru ardere de tot și a zis, așa am să fac. Cain a zis, eu voi face o inovație la toată treaba asta. Voi face altarul așa cum a zis Dumnezeu, voi pune lemnele așa cum a zis Dumnezeu, până aici e bine, da? Deci două elemente din trei au fost cum a zis Dumnezeu. Deci 60% până acum a fost cum a zis Dumnezeu. La partea a treia, când trebuia să fie pus mielul, Cain a zis, eu nu pun miel. Dar ce-ar fi dacă pun o varză? Că a zis că a dus din roadele câmpului. Poate că n-a fost varză, dar am zis și eu, o varză. Cain a avut o problemă. Cain a fost revoltat față de Dumnezeu. Cain a considerat că Dumnezeu este nedrept atunci când i-a scos afară din grădina Edenului. El a zis, pentru un păcat așa de mic, ne scos noi din pe noi din grădina Edenului? Păi ce am făcut, Doamne? Și spuneți dumneavoastră ce au făcut ei. Păi au luat dintr-un... Păi e mult să iei dintr-un pom. Păi noi facem greșeli mult mai mari, frate, și așteptăm să fim iertați. El a luat doar dintr-un pom și a încurcat-o. Știți ce zice Luther? Luther zice așa, am mușcat odată și de atunci ne stă la toți în gât. Am citat exact ce spune Luther.
Și te întreb, Doamne, da, dintre atât de puțin? Vreau să vă întreb, ați fost vreodată să luați de la vecinul fructe? Ați fost vreodată? Ați sărit vreodată vreun gard când erați copii? Păi cum ar fi fost dacă cum vă prindea vecinul? Cum ar fi fost? Am venit, eram la facultate la București și m-am întors acasă și când am ajuns acasă, pe masă, în sufrageria noastră, am găsit o foaie de hârtie. Scris cu așa, cu o caligrafie de clasa a 3-a, 4-a, nu știu. Adeverință, sau nu, declarație, pardon. Declarație. Și mai departe, eu subsemnatul, nu mai știu cum îl chema, declar că am luat din părul lui domnul Dănăiață 3 pere. Promit că la vară voi aduce din mărul lui tata 3 mere. Tatăl meu are mașina, numărul cu tare Gorj. Semnat jos numele lui, după aceea numele încă unui alt, doilea copil, și al treilea nu știa să scrie, așa că tata l-a pus să pună degetul. Acum, vă dați seama ce teroare a fost pe copiii ăștia. Și numai pentru faptul că i-a pus să dea o declarație, cât s-au speriat bieții copii, mai ales că noi stăteam lângă poliție. Da. Dar dacă ar fi fost ca să iei dintr-un pom și să se zică, știi ce? De acum încolo ți-ai pierdut libertatea. Nu e Dumnezeu prea aspru? Nu e Dumnezeu nedrept? Destinele lumii noastre nu se atârnă, ca să zic așa, de niște elemente prea fine, prea copilărești? Încă o dată, noi facem lucruri mult mai grosiere azi. Așa e? Și atunci Cain, având în vedere felul ăsta de a gândi, a zis, eu n-am de gând să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Pentru că pentru o greșeală atât de mică, pedeapsa este atât de mare, de ce trebuie să mai îmi cer iertare? Și în momentul acela, el a scos din jertfa lui elementul de sânge și a zis, eu nu merit să fiu pedepsit atât de puternic. Și a realizat o inovație, fraților. Inovația lui a fost jertfa fără sânge. În momentul acela, Cain a inventat o altă religie. Până în momentul acesta a fost o singură religie, cea care o lăsase Dumnezeu în raport cu Adam, Eva și Abel. În momentul acesta, Cain a inventat o nouă religie. Raportul biblic ne spune că după o vreme, după mai multe evenimente, când de fapt a fost ucis și Abel, Cain a ieșit de la fața Domnului. Cu alte cuvinte, Cain a trecut într-o zonă în care n-a mai vrut să stea de vorbă cu Dumnezeu. N-a mai vrut să stea de vorbă. Vă rog să observați, Dumnezeu este atât de fin încât stabilește niște locuri, niște puncte în care stă de vorbă cu omul. Este un fel de vorbitor. Dacă vrei să vii la vorbitor, stăteai de vorbă cu Dumnezeu. Dacă nu vrei să vii la vorbitor, nu stăteai de vorbă cu Dumnezeu. Aveai libertatea să-L ignori pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a limitat pe sine atât de mult încât ne-a dat voie nouă să spunem că n-avem nevoie de El. Și Cain a profitat de această situație în momentul când a ieșit de la fața Domnului și n-a mai dat pe acolo. N-a mai stat de vorbă cu Dumnezeu. Niciodată. Vreau să vă întreb. Credeți că în momentul acela Cain a inventat ateismul? Adică, credeți că Cain n-a mai crezut în Dumnezeu? Poftiți? Am nevoie. Credeți că n-a mai crezut în Dumnezeu? Păi nu se putea să nu creadă, că l-a văzut. Ateismul nu putea să fie inventat în momentul acela. Credeți că n-a mai adus jertfă? Nu mi se spune. Dar psihologic vorbind, după experiența noastră, un om care l-a văzut pe Dumnezeu, care a adus jertfă odată, va mai aduce jertfă. Va continua să aducă jertfe. Problema este că el va continua să aducă jertfe cum?
în stilul său nou, inovator. Asta este punctul fierbinte. Problematica de fond al modului în care noi credem în Dumnezeu. Noi avem inovațiile noastre. Noi avem capacitatea noastră de a crea modalități noi de adresare a lui Dumnezeu. Corect sau incorrect? Dumnezeu spune în totul totului tot. Fraților, este o expresie extraordinară. Nu o întâlnesc în literatură, nu o întâlnesc niciunde altundeva, dar este o expresie de o asemenea frumusețe încât aș vrea să o am în limbajul meu. Auziți? Dumnezeu spune așa, tu să te ții de Domnul Dumnezeului tău în totul, totului, tot. Spuneți-mi unde încape o inovație. Unde încape? Încape sau nu? Nu. Fiți atenți la aspectul ăsta. Fiți atenți la aspectul ăsta pentru că trăim într-o lume în care inovațiile sunt multe. Omul și-a permis multe înaintea lui Dumnezeu. Am inovat tot ceea ce avem astăzi aproape. Și de acum încolo vă voi ruga să observați sindromul lui Cain în elementele religioase sau în istoria religioasă, pentru că Luther s-a lovit de sindromul acesta. Marea problemă a reformei pe care a adus-o Luther a fost că biserica lui era invadată de sindromul Cain, care era simbolul... Ce simbol? Al inovațiilor. Mulțumesc! Inovațiile, vreau să vă spun, că apar în viața de religie prin trei elemente. Sincretism, pluralism, ecumenism. Toate care au la bază intenții frumoase, dar care au în final efecte de inovație, la fel precum Cain. Repede de tot, dar repede. Mulțumesc. Luther. Adevărul în discuție este așa cum zice Hristos. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. El nu zice, cel ce nu este cu mine, nu este nici împotriva mea, ci este neutru. Mai citim o dată. Că merită să-l înțelegem. Dacă vreți, merită să-l pozăm. Merită să-l ținem minte. Adevărul pe care îl discutăm la ora respectivă, spunea Luther, este că așa cum zice Iisus Hristos, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cu alte cuvinte, ori. El, cuvântul, nu zice, cel ce nu este cu mine, nu este nici împotriva mea, ci este neutru. Nu este așa. Și acum, fraților, suntem într-o vreme, eu sunt într-o vreme, tu trăiești într-o vreme în care mi se spune, vreau să știți că realitatea nu mai este negru și alb. Așa mi se spune, așa învăț, așa mi se predă, asta este educația. Nu mai este negru și alb, ci este și o zonă de gri, zona de gri care este extrem de largă. Fraților, există zone de griuri. Dar nu în raport cu Dumnezeu. Fiți atenți. Să nu-L facem pe Dumnezeu gri. Nu există treaba asta. Așezați zone de griuri în psihologie. Nicio problemă. Așezați zone de griuri în sociologie. În știința relațiilor interumane. Unde vreți dumneavoastră? Unde este om, așezați griuri. Unde este Dumnezeu? Nu. Nu așezați griuri acolo. Îmi place Luther, vreau să vă spun că m-am îndrăgostit de el. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat tema aceasta. Cu cât am studiat mai mult, cu atât m-am legat de ceea ce este Luther. Este o frumusețe. Plecăm de la Luther, încercăm să definim ceva. Avem nevoie de treaba asta. Biserica din zona aceasta, în epoca medievală, se numea Biserică Catolică. Și astăzi se numește, dar mă refer la zona respectivă. În zona de răsărit, pe la noi, pe acasă,
prin Transilvania, Oltenia, Moldova și așa mai departe, biserica se numea biserică ortodoxă. Care e diferența între biserică ortodoxă și biserică catolică? Ca și nume. Ca și nume mă refer. Biserică ortodoxă înseamnă ortodoxă, înseamnă drept credincioasă. Bun. Și catolică? Înseamnă universală. Și vă rog să observați, înseamnă că Biserica de Răsărit s-a concentrat foarte mult pe ideea de adevăr, de dogmă adevărată. Și așa a fost. Biserica din Răsărit a avut de a face cu foarte multe schisme și cu, erezii, apostazii. Și de fiecare dată când apărea o apostazie, de fiecare dată biserica respectivă excludea. I-a exclus pe nestorieni, biserica nestoriană a fost exclusă, paulicieni au fost excluși, bogomilii au fost excluși. O sumedenie de oameni, de fracțiuni considerate eretice a fost excluse. Nu știu dacă ați observat un lucru în Biserica Catolică, câți au fost excluși. Biserica Catolică și-a dorit un specific inclusiv. Ea includea pe toată lumea. Ea nu excludea pe nimeni. Dacă chiar nu se înțelegea cu cineva ca și cu Hus, îl ardea, dar nu-l excludea. Bine, nu veți spune pe Hus l-a exclus înainte să-l ardă. Este un alt aspect. Însă nu avem excluderi masive. Până și Inchiziția, în momentul în care a chinuit pe oameni, au inventat o teorie așa de ciudată, eu i-a spune diabolică, dar în sfârșit, încât reușeau să se convingă că în timp ce îl chinuiau pe un om până îl omorau, ei făceau lucrul ăsta din dragoste pentru el, pentru că vreau să-l ducă în cer. Și ca urmare îl chinuiau ca să renunțe la apostazia lui, pentru ca în felul acesta să îl mântuiască. E diabolic. Dar așa se întâmpla. Aspectul acesta inclusiv al religiei face ca religia din zona aceasta să devină extrem de sintetică. Ea creează sinteze religioase, ceea ce înseamnă mari inovații. Am vorbit despre inovații. Aici sunt inovațiile. Să vă dau un singur exemplu și imediat le vom citi. Biserica greco-catolică se află unde se află? În Transilvania. Greco-roman, greco-catolic. Este la noi acolo. Despre ce este vorba? A fost o biserică care, de fapt, era ortodoxă în ritualurile ei. Se închina exact cum erau ortodoxi. Numai că, fiind sub dominația austro-ungară, au fost luați și au fost atașați scaunului pontifical de la Roma. Deci aveau ca stăpân papa de la Roma. Și pentru a-i păstra în sânul Bisericii Catolice, li s-a îngăduit să rămână cu obiceiurile și tradiția ortodoxă. Astfel încât ei din punct de vedere al ritului sunt ortodoxi, dar ca dependență ei depinde de Roma. Este ca și cum am avea așa biserici catolice de rit penticostal, biserici catolice de rit adventist, biserici catolice de rit baptist, biserici catolice de rit, mai dați-mi un exemplu. Poftiți? Și așa mai departe, orice. Problema este însă că ritul se păstrează și ce voi sunteți așa, sunteți mai ciudați, voi sunteți cu ale voastre, ceilalți sunt cu ale lor, și așa mai departe. Important este să ne unim toți undeva la vârf, la Roma, sau nu știu, în cealaltă parte, dacă vreți, la Moscova, nu știu. Ne unim undeva, toți, ne întâlnim acolo. Acestea au fost inovații care s-au întâmplat mereu și mereu. Vedeți vreo problemă? E vreo problemă? Și acum, pentru că vorbim de astfel de inovații, haideți să le și enumerăm. Spre exemplu,
am adoptat, ca să fim inclusivi, am adoptat tradiții grecești și romane. Nu vreau să vorbesc de riturile de mormântare care sunt în România și așa mai departe. Vorbesc simplu doar de, uite, la Paște. Noi astăzi sărbătorim sărbătoarea de Paște la momente de primăvară, în care altădată erau, înainte de apariția creștinismului, era sărbătoarea lui Dionisos. Mă rog, cineva poate comenta, cineva e de acord, nu e de acord, eu vreau doar să vă spun. În jurul Paștelui se sărbătorea sărbătoarea lui Dionisos, spre exemplu, în foarte multe culturi necreștine. Și pentru ca să sărbătoriți sărbătoarea respectivă și pentru că deja oamenii erau obișnuiți cu astfel de sărbătoare, ne-a fost foarte ușor să zicem, domnule, noi creștinăm sărbătoarea respectivă, dând la o parte numele de sărbătoarea lui Dionisos și schimbăm numele și spunem sărbătoarea de Paște. Acolo sărbătoreai un animal, se sărbătorea un, de obicei, un vițel, alteori un țap. Noi sărbătorim astăzi mielul. Le creștinăm, le pocăim. Același lucru s-a întâmplat la Crăciun, la 25 decembrie, este nașterea lui Mitra, era echinocțiul de iarnă, primăvara era echinocțiul de primăvară, și așa mai departe. Sărbători astronomice, astrologice, din religiile păgâne se potrivea foarte mult. Vreau să vă întreb, ce legătură are cu Crăciunul Sorcova, spre exemplu? La Crăciun, sorcova veselă. Ce legătură are? N-are nicio legătură. Da capra. Să fim serioși. Cultul caprei. Țapul. Tot Dionisos este. Tot venit din altă parte. Și atunci, într-un efort așa de strângere toată la oaltă, le-am creștinat și pe astea. S-a născut Domnul Iisus Hristos la 25 decembrie? Să fim serioși. Râde lumea de noi. Nu e adevărat. Dar noi am avut treaba cu capra. Și pentru că aveam treaba cu capra și le aveam pe celelalte, l-am pus pe Domnul Iisus Hristos aici ca să le, încă o dată, să le... Asta se numește, dragii mei, asta se numește sincretism. Adică ei două obiceiuri care n-au de-a face unul cu altul, le aduci de urechi pe amândouă, uite așa, și faci una. Faci una. Alte exemple? Sigur că da. Ia uite. Rugăciuni care se înalță fără numele divinității. Foarte multe. Da? De pildă, Cerescule, Divinule, Atotputernice, Stăpânule. Nu există identitatea divinității. Astfel încât rugăciunea respectivă o poate rosti cine? Oricine. Nu mai este cultic, nu mai este denominațional. Este extrem de general. Astăzi ni se învață treaba asta în universități. În școli. Nu mai trebuie să spui Dumnezeule, spui Mare, Atotputernice, spui Cerescule, Spirit, cum vrei. De unde? Vin toate acestea din altă parte. Sfinți mijlocitori. Creștinismul n-a avut așa ceva și nici nevoie de așa ceva. Dar i-am adus în creștinism, știți de ce? Pentru că am vrut neapărat să creăm punți de legătură pentru ca să putem să includem, să fim inclusivi și cu ceilalți. Să mă înțelegeți despre ce e vorba. Când babilonienii, asta mai de mult, deci înainte de creștinism, dacă ai exemplu, ca să vedeți mentalitatea din totdeauna, când babilonienii mergeau și cucereau un popor, ca să știe, să fie sigur că poporul respectiv nu se mai răscoală vreodată împotriva lor, le lua Dumnezei. Și le lua Dumnezeii și nu îi strica. Le lua și ducea pe toți la Babilon, într-o zonă numită Esagila. Și acolo avea un fel de muzeu al tuturor zeilor și avea pe toți acolo. Îi punea acolo la grămadă, la magazie și închidea cu cheia. Și ținea acolo, nu mișca unul. Și pentru că nu mișca unul, nu mișca nici altul. Pe tot teritoriul Imperiului.
prin faptul că a adunat foarte multe zeități, din cauza asta i-a crescut faima, astfel încât Babilonul a devenit un fel de cetate sfântă. Când Ninive a fost construită, pentru ca să poată să fie construită, s-a luat pământ din Babilon cu sacii și a fost presărat ca să-i meargă bine, să aibă noroc. Ninive, noua cetate. Deci observați dumneavoastră, ideea asta a fost foarte veche. Acum când noi, credincioși sau creștinismul, n-avea nevoie de sfinți, îl avea pe Iisus Hristos. Sfânta Scriptură spune clar, nu este niciun alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos. N-avea nevoie de sfinți. De ce i-a luat? Pentru ca să creeze punți de legătură cu toate celelalte religii, pentru ca să le poată aduna într-un soi de ecumenism universal. Îl numim până în ziua de azi ecumenism catolic. Din cauza asta. Și oamenii s-au simțit bine. Știi ce înseamnă să vii în păgânism unde te-ai închinat la nu știu câți zei, la nu știu câte icoane, la nu știu câte statui și dintr-o dată, dar dintr-o dată să nu mai vezi nimic de jur împrejur? Chemați, vă rog, pe un credincios din religiile tradiționale, unde sunt foarte mulți sfinți pe pereți, icoane și așa mai departe. Invitați-l într-o sală ca asta și spuneți, vină la noi la biserică. El va intra aici și va zice, asta e biserică? Și vă va spune cum mi-au spus mie colegii mei, zice, pe asta este sală de ședință. Așa mi-a zis. Păi unde sunt, unde este spațiul sacru de pe pereți? Nu există. Este foarte greu să recunoști cuvântul doar după ce ai învățat idolatria. Așa că religia nou formată, creștinismul tânăr, frații mei, ia pe Jupiter Capitolinul, statuia lui, o ia și o duce la Roma și o așează în Biserica Sfântul Petru. Și în loc să scrie jos Jupiter Capitolinul, așa cum scria pe vremea când era statuia pe Capitoliul Atenei, scrie jos Sfântul Petru. Dar statuia e aceeași. Iar oamenii care până acum s-au închinat la Jupiter Capitolinul, acum vin și se închină, la cine se închină? Tot la Jupiter Capitolinul, chiar dacă eu am schimbat inscripția jos. Jos scrie Sfântul Petru, dar cine se uită ce scrie acolo, cine știe să citească, el se închină la fel. Fraților, inovațiile respective au la bază această idee de sincretism. Aveți grijă, suntem din nou într-o zonă de teribil sincretism religios, mai ales în creștinism. Niciodată, niciunde nu s-a văzut un sincretism atât de puternic ca astăzi prezent în bisericile creștine. Nu e vorba că trebuie să ne simțim frați. Nu e vorba că trebuie să ne iubim unii pe alții. Dar nu trebuie să renunți la această carte care este cuvântul lui Dumnezeu de dragul altceva. Oricât de creativ ai fi. Crucea ca simbol catarsic în închinare, nemurirea sufletului, schimbă sensul de iad și purgatoriu. Știți, există în Sfânta Scriptură termenul de iad. Dar când adaugi la cuvântul de iad ideea de nemurire a sufletului, ajungi la concluzia că sufletul s-ar putea să rămână în purgatoriu vreo 9.000 de ani, 10.000 de ani, 15.000 de ani. Sufletul în purgatoriu. De ce? Păi acolo, chinuit, pe frigare, pe ce? Nu știu pe ce, dar chinuit acolo. Păi ăsta este noțiunea de iad pe care o are Dumnezeu în Sfânta Scriptură? Nu. Se schimbă datorită faptului că am adus noțiunea de nemurire a sufletului de dincolo, de la greci, de unde vreți dumneavoastră, am adus-o în creștinism și am pus-o sub cuvântul de iad. Și când Dumnezeu spune, iadul de foc este moartea a doua, spunând că e terminarea pământului, noi spunem, iadul de foc ar putea să fie, eu știu, așa, cu flăcări, dar ține mult. De ce? Pentru că sufletul nu poate să moară. Și dacă nu poate să moară, stă acolo și se chinuie cât?
Cât vreți. Nici o problemă. Cât vreți. Sinteze, sincretism. E ăsta cuvântul lui Dumnezeu? Este? Botezul copiilor mici, închinarea solară, ziua soarelui și închinarea la răsărit. Știți unde este altarul într-o biserică ortodoxă? Așa este? Întotdeauna unde? Pus în așa fel încât credinciosul să stea cu fața la răsărit. Să te închin la altar, în același timp însă să nu uiți că te închin și la soare. Și în felul ăsta am cultul solar adus în biserica creștină. De ce l-o fi adus? Nu știu. Are Iisus Hristos nevoie de cultul fertilității și de cultul solar? Are nevoie de așa ceva? Păi ăsta sunt culte de mistere din religiile păgâne. Ce nevoie avea Iisus Hristos, ce nevoie avea creștinism de el? Nu știu. Dar cert este că ne întorc cu fața și ne răsucesc până în ziua de azi. Deci dacă intri într-o clasă de închinători ortodoxi, sinceri, și la un moment dat zice cineva, haide să ne rugăm, la un moment dat toată lumea caută cu disperare unde e răsăritul. Și când află că este răsăritul, toată clasa aceea se întoarce spre răsărit. Păi de ce te închizi spre răsărit, frate? Din același motiv pentru care ne închinăm și duminica. Logică? Are. Biblie? N-are. Asta e problema. Uitați-vă repede. Deja am aici modele vizuale. Ce observați? Este cel mai interesant simbol sincretic creștin pe care eu l-am găsit. Vedeți, deasupra este Fecioara Maria, așa este? Medalionul de piept îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Observați, Domnul Iisus Hristos este mai mic decât Fecioara Maria. Întotdeauna Fecioara Maria este dominantă, astfel încât în procesul închinării oamenii se închină Fecioarei Maria, nu Domnului Iisus Hristos, pentru că Fecioara Maria este mama. Cine e mai mare, mama sau copilul? Să fim serioși, nu mișcăm front. Nu? Mama e cea care hotărăște. Deci Domnul Iisus Hristos este acolo. Ce observați sub Fecioara Maria? Poftiți? Până acolo. Este semiluna. În Scriptură vorbește că Fecioara, adică a văzut o femeie cu luna sub picioare, dar luna sub picioare era întreagă, nu e semilună. Noi am pus o semilună, oare de ce trebuie să fie semilună? Fraților, ideea de universalitate face ca Biserica Catolică să întotdeauna să poarte tratative inclusiviste cu toate religiile non-creștine care sunt lângă noi, inclusiv cu Islamul. E bine? Sigur că este bine. Este bine pentru că și Islamul trebuie să afle de Iisus Hristos, și Islamul trebuie să aibă Scriptura, și Islamul trebuie să cunoască mântuirea. Una este însă să îl prezinți pe Iisus Hristos și alta este să le furi semiluna. Adică, de ce le fur luna? Asta e toată problema. Și vă rog să observați că luna îi apare acolo, apare sub Fecioara Maria. Apoi, sub semilună, ce este? A zis bine, chivotul ăsta e de la evrei. Ăsta e de la evrei. Și atunci am așa, am simboluri tradiționale creștine. Fecioara Maria este Fecioara Maria ca simbol iconografic creștin? Să fim serioși. Până în secolul 3, secolul 4, Fecioara Maria nu apare în biserica creștină. Și atunci ce vrea să fie? Fecioara este un cult permanent și peste tot răspândit la religiile nebiblice, cum este hinduismul, budismul și așa mai departe. Iertați-mă. Și atunci avem simboluri ebraice, simboluri islamice, simboluri hindice. În stânga și în dreapta ce avem? Heruvim, iar jos ce avem? Un sobor de preoți care împărtășește Eucaristia. Ce este Eucaristia? Cina cea de taină în ritual catolic, în care se spune acesta este trupul și sângele meu și se consideră că în momentul respectiv când se spun cuvintele acelea, se transformă deja în pâine și trup. Și uite așa, dacă vreți, uite așa,
în esagila noastră modernă, noi luăm toate însemnele și toți dumnezeii celorlalte religii le aducem la oaltă și le ținem aici pentru ce? Pentru ca să pregătim un fenomen de includere a tuturor într-un corp comun. Îl numim ecumenism. Vehiculul este sincretismul, rezultatul este ecumenismul religios. E bine sau nu? E biblic sau nu? Vă dați seama dumneavoastră, nu știu dacă puteți realiza dacă este ușor sau greu să vorbești astăzi de identitate creștină într-o societate care crede că așa trebuie să fie. Dacă m-ar auzi cineva vorbind aici, așa, pe stradă, ar zice că sunt cel puțin retrograd. Ar zice că sunt cel puțin în urmă cu 100 de ani. Ar zice cel puțin că sunt inamicul public, numărul 1, pentru ordinea socială modernă care va trebui să vină. Cu toate astea, când eu vorbesc așa, vorbesc din paginile acestei cărți, care este baza creștinismului care face lucrurile astea. Cum e posibil? Mai stați puțin cu mine. Un al doilea exemplu. Ce observați aici? Ce este aici? Cina cea de taină, da? Domnul Iisus Hristos, ucenicii, au pe masă pâine, din păcate este pâine dospită. La Sfânta Scriptură spune că evreii foloseau azimă, fără aluat. Asta este raportul biblic. Dar vă rog să observați ce este pe farfuria aceea, în fața Mântuitorului. Paștele la evrei și Domnul Iisus Hristos a fost luat cu miel de Paște. Acolo avem un porc de Guinea. Ideea este o pictură a lui Marco Zapata din Peru. Și pentru că în Peru animalul favorit la masă este porcul de Guinea, au zis, domnule, de ce să luăm paștele cu miel? Luăm paștele cu șoricelul ăsta mai mare. Că nu e porc, nu e un șoarece mai mare așa. Luăm paștele cu ăsta. Ideea se numește culturalizare. Zice așa, dacă cultura locală prezintă aspectele astea, noi trebuie să dăm Sfânta Cină cu ceea ce oferă locul. Asta este mintea umană. Dar vă rog să-mi spuneți până la urmă, imaginea asta vorbește despre sfințenia lui Iisus Hristos sau despre profanarea lui Iisus Hristos? Pentru că se știe clar că animalele de felul ăsta, din punct de vedere al Bibliei, sunt necurate, n-au ce face, n-au ce căuta acolo. Aș vrea să observați până unde se ajunge și care sunt problemele unei astfel de fuziuni, unei astfel de uniri ale diferitelor concepții, cu explicația pe care noi o dăm de fiecare dată. În dorința de a universaliza biserica, pe lângă sincretism, biserica s-a folosit de un procedeu similar numit pluralism. Până în ziua de astăzi, obiceiuri complet opuse au fost adoptate într-un singur raport absurd. Cu alte cuvinte, în anii 1100, Petru Abelard este fondatorul Universității din Paris. Scoate o carte. Numele ei este Sic et Non. Da și nu. Cartea este formată din 158 de întrebări în două coloane. Întrebările sunt simple. O întrebare cu două răspunsuri. Una este luată din Scriptură, cealaltă este luată din tradiție. Răspunsurile se bat cap în cap. Un răspuns zice da și altul zice nu. Interesant este că în biserică la vremea respectivă se credeau amândouă. Amândouă răspunsurile credeau că sunt bune. Întrebarea mea este cum este posibil lucrul ăsta? Și asta se întâmplă în 158, aproape 160 de puncte de doctrină bisericească. Ăsta este pluralismul. Pluralismul ne învață următorul lucru.
și tu ești bun, și tu ești bun. Păi bine, dar unul zice da și unul nu. Așa este. Și tu ai dreptate. Ideea aceea cu muntele, știți? Ideea aceea cu muntele. Adică noi creștinii, noi credincioșii, suntem așa, ca în fața unui munte. Dumnezeu este în vârf, iar noi tot încercăm să ajungem sus. Păi unii ajung pe o cale mai ocolită, alții pe o cale mai dreaptă, alții pe o cale mai ușoară, alții pe o cale mai grea. Dar până la urmă ajungem toți unde? Până la urmă ne întâlnim toți la Dumnezeu. Pluralismul zice, sunt mai multe feluri de a crede în Dumnezeu. Toate sunt bune, niciuna nu este superioară alteia. Niciuna nu e superioară, astfel încât, dacă eu nu sunt superior ție, ce drept am eu să vin să te evanghelizez pe tine? Păi, cum numiți dumneavoastră seriile astea serii de evanghelizare? Păi pe cine evanghelizați? Păi nu vă dați seama că toți vom ajunge în cer până la urmă? Tu pe calea asta, tu pe calea asta, tu pe calea asta. Citiți, vă rog, Scriptura și dați-mi un text în favoarea acestei idei. Vă dau eu textul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Câte căi sunt? Una. Este o singură biserică, o singură credință, un singur botez. Câte căi sunt? De unde-i modelul ăsta cu muntele? Ăsta de unde l-am luat? Vă spun eu, e din hinduism. Atunci când am predat istoria religiilor în universitate, la București, în momentul acela am descoperit că modelul ăsta nu-i de al nostru. Modelul ăsta este model hindic pentru a justifica fenomenul religios și pluralitatea de tradiții care este în societatea lor. Și pentru a-i justifica pe ea, toți au creat modelul acesta. După ce l-au creat ei, l-am luat și noi. L-am luat din Biblie? Nu l-am luat din Biblie. Unde ajungem? Ce facem? Fraților, eu nu vreau să spun că eu sunt cel mai bun. Nu vreau să spun că eu am dreptate. Vreau să spun în seara aceasta că Scriptura are dreptate. Că eu n-am dreptate. Că dumneavoastră vă rog să mă verificați pe mine cu Scriptura. Și dacă Scriptura va găsi că trebuie să corectez ceva, vă promit, vreau să corectez. Nu eu sunt infailibil. Nu eu sunt profesor aici. Nu eu sunt maestru aici. Doamne ferește! Scriptura este. Luther. Deci, dacă mărturisesc cu voce cea mai tare și în cea mai clară manieră fiecare parte a adevărului lui Dumnezeu, deci toată Evanghelia o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, cu excepția acelui mic punct pe care lumea și diavolul îl atacă în acel moment, eu nu-L mărturisesc pe Hristos, oricât de curajos aș pretinde eu lucrul acesta. Deci, fraților, bătălia se duce acolo unde este o problemă. Bătălia nu se duce acolo unde nu este luptă, unde toate lucrurile sunt clare. Nu! Bătălia se duce acolo unde sunt probleme și asta a făcut Luther. Văzând toate lucrurile acestea, a hotărât că pentru a prezenta Evanghelia lui Iisus Hristos, el trebuie să se angajeze într-o luptă acolo unde problemele nu erau rezolvate. Continui. Unde bătălia este mai grea, acolo se probează credincioșia soldatului și a fi neclintit oriunde altundeva pe câmpul de luptă. Însă dacă oscilezi în punctul acela, înseamnă dezertare și dezonoare. Păi ce facem noi, dragii mei? Păi noi ne luptăm în toate părțile, numai acolo unde trebuie și unde este lupta, eu știu, acută, numai acolo nu intrăm. De ce facem asta? Ce se întâmplă cu noi? Criza lui Luther. Aproape de 1517, cărugălul Tetzel hotărăște să strângă fonduri pentru Biserica Catolică. Cu seara trecută v-am spus că papa care era atunci la conducere secase
tezaurul papal. În 2 ani de zile nu mai avea bani. Biserica Sfântul Petru din Roma își începuse construcția, nu mai erau bani nici acolo. Așa că s-a hotărât să strângă fonduri. Cum să strângem fondurile? Simplu. Profităm de conștiința de vinovăție a oamenilor și fiindcă mai toată lumea se consideră vinovată, noi le vom vinde neprihănire pe bani. Neprihănire pe bani. Și s-a vândut indulgență pentru crime, indulgență pentru desfrâu, indulgență pentru sodomie, indulgență pentru orice. Mai mult decât atât, s-au vândut indulgențe și pentru păcatele pe care le vei face. Asta a fost o chestie foarte bine gândită. Adică, eu avem probleme cu tine, am de gând să te bat seara viitoare la colț, dar pentru ca să nu mă mustre conștiința, mă duc înainte, plătesc o indulgență, cum că mă iartă dacă îți dau o bătaie bună. Și după ce am primit indulgența, cu indulgența în buzunar, vin și te-am prins la col și te-am zvântat în bătaie. N-am nicio mustrare de conștiință. E complet legal. Înțelegeți? Eu am cumpărat dreptul legal de a-ți da o bătaie bună. Dacă sunt mai supărat pe tine, s-ar putea să te și omor. Și am cumpărat dreptul legal pentru așa ceva. Și în timp ce treaba asta se întâmplă, Luther este cu Biblia în mână. El îi învățase de câțiva ani pe oameni că iertarea vine de la Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Așa că în momentul când vine Tetzel cu indulgențele și cei din biserica lui se duc și cumpără certificate de absolvire și vin cu certificate, pentru că certificatele astea trebuiau să fie validate de către preot. Și vin cu certificatele la el. Luther ia, le citește, se uită odată, se uită de două ori, nu-i vine să creadă și le spune: duceți-vă înapoi că eu nu vă pot ierta de păcate. Păi cum că am dat bani? Nu mă interesează. Dumnezeu vă iartă, nu așa. Și îi trimite înapoi. Și ăștia se duc înapoi la Tetzel și spun: ce ne facem? Nu se poate. Uite, preotul de la noi spune că nu sunt valabile. Se produc încurcături mari. Tetzel reclamă pe Luther. Reclamația ajunge până la Roma. Suntem în 2017. În 2000... Iertați-mă. 1517. Nu. 1521 Luther deja era chemat la Worms. La Worms, pentru a fi judecat și executat. Lucrurile au escaladat într-o asemenea viteză. Ei bine, ca să înțelegeți bine, în timp ce Tetzel făcea treaba asta, am aici un citat al lui Warfield, este unul dintre urmașii ideologici al lui Luther și el surprinde foarte bine credința lui Luther. Comparați pe ăștia doi. Warfield spune așa: nu există nimic în noi ori făcut de către noi, la orice nivel al dezvoltării noastre pământești, pentru care noi să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu, sau datorită căruia să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu. Nu există. Este întotdeauna datorită sângelui său și neprihănirii sale. Tulbei sau eu? Eu? Mulțumesc! Deci, singurul lucru pe care spune el ne putem baza este neprihănirea sa, este care ne dă dreptul să ne liniștim sau să ne odihnim sufletele înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este ceea ce susține Luther. În timp ce Luther susține asta, celălalt a venit cu cealaltă variantă. Dragii mei, vreau să vă întreb un lucru. Aceasta este Biserica Catolică. Tetzel. Știți ce m-a surprins pe mine? M-a surprins într-un mod extraordinar. Este că înainte ca Warfield sau Luther să spună aceste cuvinte, Luther va învăța adevărul acesta de la Staupitz. Iar Staupitz era șeful lui catolic. Era președintele ordinului sau conducătorul ordinului augustinian. În timp ce Luther se lupta cu luptele sale, Staupitz îi spune: nu te mai uita la tine. Nu e nimic în tine care să fii vrednic de mântuire. Uită-te numai la Hristos. Și Staupitz spune exact ceea ce zice aici Warfield.
Întrebarea mea este, cum este posibil în aceeași biserică să fie și tețel care să vândă indulgențe și să fie și un ștaupiț în aceeași biserică care să spună nu te uita decât la Iisus Hristos? Pentru că aceste două lucruri se bat cap în cap. Cum este posibil ca o biserică să creadă aceste două lucruri total opuse? Cum e posibil? Se numește pluralism. În situația asta suntem noi azi. Acest lucru l-a făcut pe Luther să se ridice. Să înțelegem bine, nu toate lucrurile din Biserica Catolică au fost și sunt rele. Marea problemă a Bisericii Catolice este că a amestecat lucrurile bune cu lucrurile rele. Și lucrurile rele le-au neutralizat pe cele bune. Era ca într-o grădină cu dezarzavat. Era varză, era pătrunjel, erau toate lucrurile varză. Asta este marea problemă a creștinismului astăzi. Într-un fel oarecare. Noi mergem în direcția unui ecumenism în care se construiește din nou o grădină numită Grădina lui Dumnezeu și spunem noi mare e grădina asta, unde se amestecă toate lucrurile și sunt posibile toate și se bat cap în cap. Ne întoarcem din nou la Petru Abelard care a scris lucrarea Sic et non, da și nu. Suntem în biserică din nou în situația da și nu. Și ne întrebăm ce e cu noi. Dezvoltăm un fel de gândire paradoxală, așa se numește în filozofie. Adică nu mai e gândire logică, să vezi, domne, ce e bine, ce e rău. Este gândirea aceea în care este bine și așa, e bine și așa, e bine și așa. Marilyn îmi spunea aseară că, zice, pe un horn au coborât două persoane. Da? Și când a coborât pe horn, două persoane, unul a coborât negru, știți, da? Și celălalt a coborât alb. Acum, întrebarea era cine dintre cei doi se vor spăla? Celălalt sau cel negru? Cine se va spăla? Zim repede că și nu mai răspund. Cine se va spăla, celălalt sau cel negru? Poftim? Păi de ce să se spele cel alb? Tu când te speli, când ești alb sau când ești negru? Vreau să vă spun, vă e frică. Vă văd eu, aveți așa o contragândire foarte ciudată în care credeți că... Ideea este că, într-adevăr, cam aici suntem. De obicei spunem, domnule, se va spăla ăla murdar, adică cel negru. Nu-i normal așa? Și Marinel îmi spune, nu e așa. Dar cum? Păi ăștia n-au oglindă. Și atunci cel negru se uită la cel alb și zice, dacă ăsta este alb și nu s-a murdărit, înseamnă că nici eu nu sunt murdar și nu se spală. Cel negru, adică cel alb, se uită la cel negru și zice, uite ce negru este ăsta, înseamnă că sunt și eu negru. Și te trezești că se spală cine? Cel alb. Păi cum să se spele cel alb? Că niciodată unul care nu e curat nu se spală. Și atunci ajungi la concluzia că cred că ai dreptate și tu, nici așa, nici nu mai știi cum se gândește. Asta este gândire paradoxală. Vom ajunge în scurtă vreme să nu mai știm ce să gândim. Vom ajunge în scurtă vreme să nu mai știm ce să facem dacă vom ține Scriptura aceasta închisă. Frații mei, s-a cam dus vremea, așa este? Este 7:30, era vremea să încheiem. Vreau să vă spun că sunt un neputincios aici. Mai e o sumedenie. Dar ne oprim aici în seara asta, că nu vreau să vă consum energia. Este vremea să înțelegem câtă nevoie avem de Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că dați-mi voie să caut ceva. Știți povestea boscorodirii? O știți, da? Noi se spune că noi am vorbit limba slavonă, limba latină până în jurul anului 800 când am intrat sub Imperiul Bulgar. Și când am intrat sub Imperiul Bulgar, pentru că noi ne-am dat cu Ortodoxia, la vremea respectivă, fiind sub Imperiul Bulgar, s-a dat un decret în care în toate bisericile
românești, să nu se mai vorbească limba autohtonă, vernaculară, ci să se vorbească limba slavonă. Dimitrie Cantemir spune că în descripția Moldaviei menționează că dacă nu vorbeau limba slavonă, preoților li se tăia limba. Așa că au început a imita prin sunete asemănătoare pe care nici cei ce le ascultau nu le înțelegeau. Deci s-a produs un fenomen unic în lume și nemai întâlnit, numit boscorodire. Cu alte cuvinte, dumneavoastră știți ce spune Caragiale în legătură cu furculision, da? Adică treaba aia cu, așa vorbeau alții franceză, furculision, lingurision, asta au făcut la vremea respectivă bieții preoți. Într-o noapte, a doua zi dimineața, s-au trezit toți vorbind slavonă perfect. Nu știau nici ei ce spun, nu înțelegeau nici celălalt ce spun și așa s-a inițiat boscorodirea. Vă rog să învățați termenul, că e foarte important. Nu e bolboroseală, e boscorodire. Mai târziu, românii, noi în România, am avut o soartă foarte tristă, foarte tristă. Am boscorodit cât am boscorodit în slavonă. După aceea, s-a dus Imperiul Bulgar, a venit peste noi greci și am boscorodit în greacă. Prima Biblie scrisă în limba română a fost Biblia de la București a lui Șerban Cantacuzino, anii 1638. Mulțumesc. Haideți să nu greșim. Uitați-o aici, 1688, Biblia de la București a lui Șerban Cantacuzino. Sunt sute de ani în care veneai la biserică și nu înțelegeai nimic. Ca urmare, spre sfârșitul acestei boscorodiri de secole, diaconul Coresi scrie: frații mei popi, cu bun înțeles și cu mare frică și cinste să pomeniți numele Domnului, nu boscorodiți, că vă bate Dumnezeu. Acum, țineți minte treaba asta. Nu boscorodiți, că vă bate Dumnezeu. Ori vorbiți ce trebuie înaintea lui Dumnezeu, ori gata cu boscorodeala. N-are rost, fraților. N-are rost cu inovațiile noastre. N-are rost cu nimic, că e boscorodeală. Luther din nou. O religie care nu cere nimic, costă nimic, suferă nimic, valorează nimic. Țineți minte. Să vă ferească Dumnezeu de religia asta. Gala Galaction. În Anglia, primii miniștri, membrii Parlamentului, fiii cei mai umili ai neamului englez, sunt metodici, zilnic cititori ai Sfintelor Scripturi. Cu referire la metodiști. Mai departe, nouă, ne mai trebuie poate încă 100 de ani până să ajungem acolo unde popoarele culturale apusene se găseau acum un veac sau două veacuri. Dacă îngerii Domnului, și asta în legătură cu ceea ce urmează sărbătorile de iarnă, fiți atenți, dacă îngerii Domnului ar voi să facă printre noi un control, să cerceteze câți români vor citi câteva pagini din Sfânta Evanghelie, rezultatul ar înveseli adâncurile iadului, spune Gala Galaction. Cum stăm cu cititul Scripturii? Cum stăm cu studiatul ei? Ieronim. Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Traduceți. Neglijarea scripturilor este neglijarea lui Hristos. Vin foarte limpezi în privința aceasta. Tertulian, ia împreună legea și profeții cu evangheliile și scrierile apostolești și de aici scoate credința. Nu din altă parte, nu din ce ți-a spus vecinul, stăpânul, părinții bisericești. De aici scoate credința. Dați-mi voie să închei cu cuvintele lui Luther, pe care le-am citit și aseară, redate de istoricul Daubigné, volumul 7. Nu-mi pot supune credința nici papei, nici conciliilor, deoarece este limpede ca lumina zilei că au greșit deseori și s-au contrazis unii pe alții. Gândire paradoxală.
Grădina aia a Domnului plină cu varză. Toate sunt aici. Și Luther spune, nu pot să mă încred în voi. De aceea, dacă nu sunt convins cu mărturia Scripturii sau prin cel mai clar raționament, dacă nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat, dacă ei nu-mi leagă conștiința de cuvântul lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta, căci este primejdios pentru un creștin să vorbească împotriva conștiinței lui. Aici stau, nu pot face altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin. Vreau să vă mărturisesc că sunt și momente de mărturisire. Aseară i-am spus fratelui pastor al bisericii, fratelui Otto, aseară, mâine seară, îmi voi lua timp să citesc din Scriptură mult mai mult. Am pregătit pentru dumneavoastră un întreg pasaj care se află în 1 Corinteni de la versetul 17 până la versetul 24. Și nu mai am timp să-l citesc. Promiteți-mi un lucru. Promiteți-mi că îl veți citi dumneavoastră. Și vă promit de asemenea că mâine seară voi începe cu el. Ca să fiu sigur că nu mai scap Scriptura. Poi mâine, mulțumesc. Poi mâine. Deci, 1 Corinteni, de la versetul 17 până la 23, e vorba de 1. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este palavragiul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Surprinzător. Surprinzător pentru lume. Surprinzător pentru filozofie. Surprinzător pentru tot ceea ce facem noi. Dar cu putere. Noi răsturnăm izvodirile minții, spune acest cuvânt. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Vă invit, frații mei, să considerați această seară doar o introducere. Este un strigăt al meu în favoarea Scripturii și al adevărului unic înaintea lui Dumnezeu. Suntem într-o vreme, într-o societate în care pluralismul este în floare. Eram pe un platou media în care conducători religioși eram strânși acolo pentru a discuta adevărul lui Dumnezeu. Și care mai de care de pe platoul acela ne-am spus și ne-am lăudat cu ideea că de fapt nu există un adevăr al lui Dumnezeu și că împreună, nu contează dacă sunt diferențe în stânga și în dreapta, ne vom uni, vom fi una pentru că dragostea lui Hristos ne adună. Dragoste fără adevăr, dragoste fără scrupule legate de dreptatea cuvântului lui Dumnezeu, nu ne va duce niciunde. Invit biserica, toată biserica ce este aici sau care ne urmărește, să arate dragoste de cuvânt. Dragoste de adevăr. Tesalonicenii spun așa, aceia care n-au primit dragostea de adevăr, Dumnezeu le trimite o lucrare de minciună ca să creadă o minciună. De ce vor crede o minciună? Pentru că n-au iubit adevărul. Mai întâi de toate trebuie să iubești adevărul. Când vii la Scriptură, hotărăște-te să împlinești. Dacă cumva nu ești hotărât să împlinești și să asculți de Scriptură, atunci arunc-o și Scriptura și nu mai citi, ca în primul citat pe care l-am prezentat. Despre asta e vorba. Haideți să ne întoarcem la Scriptură. Mergeți acasă. Dacă vă slobozește Dumnezeu din locul acesta, mergeți cu Scriptura în mână. Întoarceți-vă la Scriptură. Găsiți în Scriptură ceva care să vă atingă sufletul, care să vă fie al dumneavoastră. Nu orice parte a Scripturii vorbește de prima dată unui om. Mama mea stătea lângă mine și îmi spunea, Valentine, citește cartea asta, este așa frumoasă. Și îmi punea sub ochi cartea Hristos, Lumina Lumii. Și eu nu o puteam citi. Nu știu de ce. Astăzi o iubesc. Atunci n-am putut-o citi. Și a trebuit să dau la o parte asta și a trebuit să... Și am început cu o carte pe care nimeni cred că nu s-ar fi încumetat să zică că ar putea să o citească un copil de 15 ani. Se numea Mărturii pentru Comunitate, volumul 2.
Da, aia mi-a plăcut mie. Fraților, eu nu știu ce vă place din Scriptură. Nu știu. Dar începeți cu ceva care vă vorbește cugetului și apoi continuați. Și nu vă lăsați până când Scriptura nu vă va vorbi adevăr. Pentru ca să stați neclintiți în adevărul lui Dumnezeu. Nu știu de câte ori am zis amin până acum. Dar ziceți dumneavoastră amin și eu termin. Domnul să fie cu noi toți. Amin.